crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic live și pe Facebook, dar și pe toate frecvențele naționale Europa FM din studioul Europa FM. Dublu sau Nimic. Bună dimineața! Felix, bună din Baia Mare e cu noi, binevenit! Salut, Felix! Bună dimineața, bună dimineața! Ce faci? La treabă, încercăm să ne pornim pe o vreme cam rece. Păi n-ați pornit deja, cu ce te ocupi? Inginer. Inginer. Și, adică ești inginer? De inginer constructor? Care e treaba cu pornitul pe vreme și vremea? Nu, inginer auto. Aha, ok. Se lucrează afară și în auto. Da. Se mai încălzește cu flacără la motorină? Au dispărut mașinile care se încălzeau cu flacără. Nu se mai fac mașini ca pe vremuri. A încercat să te prindă, Felix. Am prins și vremurile alea. Cum să nu? Deci acum să înțeleg că ești singur. Nu, mai am un coleg. Bun, dar practic... Suntem în tandem. E bine. Întotdeauna e bine să ai un ajutor. Atâta timp când nu te încurcă. Da. Cam asta e ideea. Felix, începem? Da. Bine, premiul poate ajunge astăzi la 800 de euro, plecăm de la 100 și dublezi de fiecare dată când ai un răspuns corect. Dacă vrei, te poți și opri în orice moment al concursului, dar repet de fiecare dată după un răspuns corect. Hai să începem pentru... 100 de euro. Felix din Baia Mare. Da? Întrebarea de astăzi... de 100 de euro este următoarea. Ce culoare au tradiționalele cabine telefonice londoneze? Roșii. Ai fost la Londra? Da, niciodată. Am văzut filme. Bă, ce mișto, vezi? Sunt o mulțime de oameni care n-au fost niciodată, dar știu, pentru că l-au văzut în toate filmele și în mod tradițional. Cabinele de telefonice din România, ce culoare au? Albastre. Albastre. Ce albastre? Albastre, dar nu prea mai sunt. Cel albastre puțin. Când erau, erau albastre. Nu mai sunt. Și telefoanele, da, ce culoare? Telefoanele alea cu cartele, ce culoare au? Portocalii. Alea portocalii. Ce contract a fost. Băi, știe practic toate culorile. Felix, felicitări, bravo, 100 de euro! Mulțumesc! 100 de euro. Acum decizii la tine dacă mai punem niște culoare peste banii ăștia și facem 200 de euro. Sau... Mai încercăm. Mai încercăm, bravo. Da? Bravo, Felix. Sigur. Bine. 200 de euro. Acum urmează întrebarea despre care vorbeam azi la prima oră. Nu știu dacă ne-ai auzit tu, că era la 7 dimineața. Când spuneam că avem... N-am fost prezent. Spuneam atunci că avem o întrebare din istorie. Ok. Și întrebarea din istorie este: cine erau, Felix, inamicii României, în bătăliile de la Mărăști, Mărășești și Oituz? Imperiul Austro-Ungar. Da. Mackensen. Știi în care război mondial au fost bătăliile astea? Alo? Alo? Felix? Alo, m-auziți? În ce război au fost bătăliile astea? Primul război. Așa, mondial. Mărăși, da. Mărășești, Oituz. Da. Adică, știi unde vin localitățile astea? Da. Unde? Moldova. Așa. Regiunea Moldovei. Și ce să caute Imperiul Austro-Ungar pe Moldova? Ei ar fi... Da, erau ruși. Da, nu ar fi avut să caute, că Bucovina fusese Austro-Ungarii. Mai prost puțin. Da. Ideea e că noi acolo, românii, s-au luptat cu nemții, sprijiniți fiind de ruși. Și puterile centrale în momentul ăla, adică aliații germanilor, erau Imperiul Otoman și Bulgaria. Zic bine, maestre? Iartă-mă, n-am fost atent.
Bună ziua, tă. Nu, mă uitam, făceam o documentare. A fost, înțeleg, în rezervă o divizie de cavalerie austro-ungară. Unde vre? La Mărășești. Era pregătită? Era în rezervă? În rezervă, da. Iar Mărășeștiul, deci la Mărășești, s-au luptat cu armata noua germană. Da. Și adică vrei să-mi spui că am rămas agățați în asta, avem o rezervă de cavalerie austro-ungară care poate să destabilizeze... Ce? Nu-mi spune. Măcar, poate erau cai, măcar. Dar poate erau... Erau austro-ungari. Poate erau acolo să retrinși. Știu ce să zic, băi, Luca, m-ai luat și pe mine prin surprindere cu asta. Felix, uite cum facem. Având în vedere că l-am surprins și pe Vlad cu asta și că a găsit el, da, că era un batalion de austro-ungari care făcea o încălzire. Da, puțin, da. Dincolo de batalion, care era principalul inamic? Inamicul, erau puterile centrale, dar Germania era... Adică armata, da. Păi și atunci e clar. Armata germană era implicată acolo. Păi da, da, dacă avem acum situația asta, nu poți să o lași așa. Deci, să mai stai puțin, stai așa. Deci ce-ai întrebat tu, Mărășești, Mărăști, cine Mărășești erau inamicii României în bătăliile de la Mărăști, cred Mărășești la și Oituz? Cred că la Oituz, cred că la Oituz s-au luptat cu armata austro-ungară. Așa cred, dar nu mai știu că e mult de atunci. Ce să-ți fac? Păi tu trebuie să te documentezi, nu eu. Eu m-am documentat. Bine, atunci dacă tu eu zici... Pe nemți, dar dacă, repet, a fost un regiment așa, eu propun să-i dăm, să-i dăm dreptate lui Felix. Voi ce ziceți? Nu e de vot, mă. Modificăm istoria. Aici vreau să ajungem. Ce zice lumea pe WhatsApp? Pe WhatsApp nu s-a... Nu s-a, a? E asta cu la Oituz, că ar fi fost și austro-ungari, da. Mai e o variantă. Uite ce zice acum, pe repede înainte, casus belli, realizarea printr-o operațiune ofensivă a joncțiunii cu armata întâi austro-ungară, angajată în bătălia din sectorul Oituz. Și crearea unui cap de pod la est de Siret. Bravo, atunci, Felix! Îl validăm. Super! Mulțumesc, mulțumesc! Doamne, ce cumpăr ai avut, Felix! N-a trebuit nici să schimbăm istoria, adică am mers corect. Va dezbate. Da. Acum însă va trebui să dezbați tu cu tine sau cu colegul, cum ați hotărât de la început, dacă mergeți mai departe sau nu. Și o să vă las și vreo 5-6 minute ca să vă gândiți, da? Ok. Bine, vă gândiți bine, bine, bine de tot ce faceți. Și revenim în 5-6 minute cu dublu sau nimic. Ne-am întors la 9:49 de minute pentru dublu sau nimic. Felix e cu noi din Baia Mare. Bună dimineața! Salut, Felix! Bună dimineața din nou! Așa, mamă, ce iureș a stârnit pe tabletă, îmi vin mesaje. Domne, nu-i corect. A fost și Austro-Ungaria implicată, mă rog, Imperiul Austro-Ungar. Dați omului bani. Alții zic, nu e răspunsul complet, că întrebarea a fost inamicii. Dar peste toate astea... Mărăști, Mărășești, Oituz. Da. N-ai zis doar Mărășești, că dacă ziceai doar Mărășești, era altceva. Corect. Eu am forțat-o un pic și n-am documentat-o fix așa cum trebuie. Dar, peste toate astea, am aflat tot dintr-un mesaj că astăzi este Sfântul Felix. La mulți ani, Felix! Mulțumesc! Pentru că ești Sfântul Felix. Nu Felixe! Vlad, vrei să spui și tu cuiva la mulți ani? La mulți bine, ani, fii, să trăi toate trebuie. Felix, la mulți ani și felicitări, ai câștigat 200 de euro, că așa am decis noi că validăm acest răspuns ca fiind corect. Mulțumesc mult! Nu e complet, dar e corect. Ai opțiunea să mergi la 400 acum? Încercăm. Bravo! Bravo. Foarte frumos, place de adevărul tine. E că na, ce ai avut și ce ai pierdut. Exact. Și să mergi și la 800 dacă treci de asta. Ține minte sfatul meu. Hai să vedem. 400 de euro. Felix, a fost lungă pauza, așa că nu mai pierdem vremea acum. Te întreb direct. Asta e întrebarea tot așa despre care am tot vorbit, că e din literatură. O spunem de o tărie de săptămâna trecută. Spune-ne, Felix, cum îl cheamă pe faimosul detectiv din romanele Agatei Christie? Și în filme. Sherlock Holmes? Mm. Ah, nu. Nu. Nu mai știu. N-ai văzut filmele am citit, alea? Am citit Express. Și am uitat. Lasă citit. E tot un fel de Sherlock Holmes. Grăsus mustacel. Francez. Francez. Ah. Hercule? Nu. No. Hercule Poirot. Ăla e. Belgian, mă rog. Ăla era. Francez belgian.
Belgian, francez, da. Valon. Of, 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 Felix. Asta este. Da, mai mult că... pentru următorul. Nu era grea întrebarea. Nu, 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 nu. Pentru 400 de euro. Dar... Da, exact. A fost caz de confuzie, rezultat asta că... între detectivi. Da, Luca, atunci când a verificat pe mine întrebarea asta, mie nu mi-a venit în cap. Hercule Poirot. Știam că e un detectiv în romanele ei, le-am citit când eram mic, dar nu da, mi-a exact. Venit. Deci întrebarea foarte bine. Ne-a fost propusă de colegul George. Asta acum e... dai pe mine dacă s-a răzut. A fost cu un răspuns. Să știi, să știi Felix, de unde i-a venit. Da. Eu îmi cer scuze pentru întrebarea cu primul război mondial, care a fost de mult. Și am mai... Da, da, și nu eram prezent. Nu mai țineam nicio minte. Oituz Urmărești? Da, nici nu mai condamn. Mai e cineva de la Oituz? Prin preajmă nu mai știe. Deci, nu se mai știe. S-a uitat, gata. Bine, Felix, felicitări pentru felul cum te-ai prezentat astăzi în concursul nostru, dar n-a fost să fie pentru tine. N-a fost. Mi-a făcut plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Și noi o să te avem cu noi și încă o dată notează-ți acum în calendar ca să știm fiecare an, pe 19 octombrie e Sfântul Felix. Tot am câștigat ceva. Da, să mai zic o surpriză. Vezi că mai e încă un Sfânt Felix mucenic. Imediat îți spun, pe 17 iunie. Deci ești de două ori pe an. Da. Aoleu, să n-audă prietenii. Mulțumim, Felix. Știi, Luca, că s-a terminat emisiunea de câteva minute, Zaf tot face semne. N-are a face. Ești foarte drăguț. Bine, bine. Voiam doar să spun că n-am dat astăzi 400 de euro, nici măcar pe aia 200 pe care câștigase Felix, pentru că a greșit, dar mâine plecăm de la 200 de euro și o să avem 1600. Uai. Cu puțin noroc și întrebări pe măsură. Pe mâine dimineață. Toate bune! Pa, pa! Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa FM.